Un zâmbet valorează cât o mie de cuvinte. Zâmbetul tău este parte din tine și unul dintre lucrurile pe care nu trebuie să-l pierzi niciodată. Nu lăsa durerile de dinți și problemele dentare să-ți ia zâmbetul de pe buze și încrederea. Adult sau copil, curajos sau anxios, pentru noi nu contează. În clinicile dentare Unident, tratăm atent și într-un mod profesionist, de peste 20 de ani, toți pacienții care ne trec pragul. Cu ajutorul tehnologiilor viitorului, îți garantăm soluții de tratament inovatoare, adaptate nevoilor tale, în deplină siguranță și confort. Scopul nostru este ca tu și familia ta să dobândiți sănătatea orală pe termen lung, să vă bucurați de experiențe noi, de calitatea vieții și de succes. Vino acum să te convingi că Unident este alegerea potrivită pentru zâmbetul tău. Unident. Soluții inovatoare de tratament pentru tine. Descoperă-ne pe www.unident.ro. Zâmbetul este o formă de comunicare non-verbală. Indiferent de limbă sau de cultură, un zâmbet strălucitor te poate conduce către succes. Din acest motiv, suntem astăzi la Clinica Unident din Brașov. În emisiunea de astăzi am întâlnit-o în Clinica Unident pe doamna doctor Cristina Nimereală, care astăzi ne vorbește despre prevenție. Doamna doctor, aș vrea să vă întreb cum se face prevenția în cabinetul Unident și ce trebuie să știe pacientul înainte de a veni aici. Bună ziua! Pacienții noștri sunt foarte bine informați încă de la recepție. În primul și în primul rând, înainte ca pacientul să ajungă în cabinet efectiv, se recoltează o serie de informații. Informații care o să ne ajute pe noi pentru efectuarea planului de tratament. Ulterior, se realizează o radiografie, iar cu ajutorul acestor informații noi o să putem să realizăm, să informăm în primul rând pacientul despre starea lui de sănătate, iar mai apoi să facem un plan de tratament special pentru nevoile lui. Și practic se trece la igienizarea profesională, da? Care este primul tratament stomatologic ce trebuie realizat înainte de orice altă procedură dentară. Așa este. Prima și prima procedură este igienizarea dentară. Igienizarea care la noi în clinică se realizează cu o tehnologie de ultimă generație și anume MS. Le avem chiar aici. Este o tehnologie de ultimă generație. Ne ajută foarte mult deoarece este computerizată. Putem să setăm noi nivelul de intensitate. Avem pudra aceasta care curăță dinții în profuzime și ne ajută pe noi să ajută pacientul, în primul rând, să-și păstreze o dentură cât mai sănătoasă. Bun, am folosit tehnica aceasta, Airflow, și recunosc că este extraordinară, este de ultimă generație. Da. Dacă pacienții se gândesc că înainte tartrul era dureros la eliminare, acum lucrul acesta nu mai este. Într-adevăr, ne ajută foarte mult acest biofilm pe care noi îl punem pe suprafețele dentare, iar așa, acesta este. Iar acest biofilm ne ajută să vedem care sunt zonele unde avem tartru mai mult. Imediat vom vedea o demonstrație, dar aș vrea să ne spuneți care sunt riscurile la care se supun pacienții dacă nu fac această igienizare profesională înainte de orice tip de tratament pe care vor să-l facă aici în Clinica Unident. Există o serie de riscuri, printre care cariile dentare, inflamații gingivale. De la inflamațiile respective se poate ajunge chiar și la endocarditită bacteriană, chiar și până la deces. Deci este foarte, foarte important să facem această procedură înainte de orice altă intervenție. Practic, această procedură ar trebui să o facă toată lumea odată la 6 luni? Este recomandată, într-adevăr, odată la 6 luni, dar sunt și cazuri în care se recomandă odată la 3 luni, în cazul în care avem tartru foarte mult, pacienților fumători. Mai sunt pacienți care nu au igienă atât de... Voiam să vă întreb, de ce are cineva atât de mult tartru pe dinți și ar trebui să vină din 3 în 3 luni, în 6 luni?
Există mai mulți factori cauzali, de la pH-ul salivar, alimentele consumate, băuturile acide, la fumători. Sunt multe, multe aspecte pe care ar trebui să le luăm în calcul. Deci, practic, începând, chiar dacă avem un pH corect, ne putem trezi că tartrul tot se acumulează, da? Pe dantura noastră. Da. Chiar și dacă pacientul are o igienă foarte bună acasă, totuși este recomandat să venim o dată la 6 luni pentru că tartul se bagă pe sub gingie și atunci de acolo este un pic mai greu să putem să-l curățăm. Dar înțeleg că cu această tehnică Airflow, da, care se folosește cu ușurință, pacientul nu are dureri, nu trebuie folosită anestezia, tehnica aceasta ajută la eliminarea tartrului din toate zonele nedorite, da? Așa este, într-adevăr, fiind o tehnologie de ultimă generație, putem să o adaptăm noi în funcție de cazul pacientului. De intensitate, de gingiile pe care le are, dacă sunt mai inflamate, mai puțin inflamate, da? Deci dacă are o problemă pacientul, intensitatea acestui aparat de ultimă generație pe care îl aveți aici în Clinica Unident ajută practic la eliminarea tartrului, indiferent de problemele pe care le are pacientul care vă stă aici pe scaun în cabinetul dentar, da? Da, așa este. Plus că ajută și faptul că pacientul nu simte atât de mult sensibilitate cum simțea în procedurile anterioare pe care le foloseam și noi. Da, pentru că dacă e să ne amintim de cum era eliminat tartrul înainte, ne amintim momente nu prea plăcute, da? Dar cu tehnica aceasta, care este foarte nouă și pe care o aveți aici la Clinica Unident, înțeleg că tartrul se elimină rapid și cu plăcere. Așa este. Bun, ne faceți o demonstrație, am înțeles, în emisiunea de astăzi, să se vadă și acasă la telespectatorii noștri cât de repede se elimină tartrul și practic acest biofilm vă ajută să vedeți zonele afectate, da? Da, sigur că da, o să ne apucăm acum de treabă și o să vă mai explic pas cu pas ce o să facem. Ești pregătită? Bine. Bine. O să am nevoie de un Optra Gate, niște ochelari de protecție ca să protejăm pacientul. Da, este în regulă. Ești pregătită? Bine. Avem o pacientă foarte cu minte astăzi. Ok. Sigur că da. O să... Așa. Perfect, super. Vom pune acest depărtător pentru a ne ușura munca și pentru confortul pacientului. Așa. Voi avea nevoie și de lumină, te rog. A, super. Deranjează pe undeva? Nu. Perfect. Deranjează? Nu. Perfect. Iar acesta este biofilmul. Practic este un burețel impregnat cu colorant. Sper să îl punem pe toate suprafețele dentare. Ce este foarte frumos și de mare ajutor, după ce o să îndepărtăm culoarea aceasta, o să vedem zonele care sunt mai afectate.
după îndepărtarea surplusului, vom vedea diverse colorații. Unde avem... Dar nu prea este cazul la pacienta noastră. Dar unde avem o nuanță mai roșiatică, dar mai deschisă, este placă bacteriană recent formată. Iar zonele unde este culoarea mai închisă, este tar prumatur. Super! Acum ne vom seta aparatul să avem apă caldă. Un lucru foarte, foarte bun, pentru că astfel scade sensibilitatea dentară. Așa. Iar acum, cu acest aparat, voi realiza un airflow. Airflow cu pudra aceasta, care intră în profunzimea smalțului și încurăță foarte, foarte bine suprafețele. Pot încerc de aici să vedeți. Foarte repede se curăță. Și astfel curtăm și timpul de expunere a dinților la ultrasunete. Cum ești? Bine. Da? Bine. Procedura este una foarte rapidă, cu un minim de... De fapt, nu există durere. Există durere? Nu. Aici e posibil să vadă un pic mai bine. Vedeți cât de repede se duce? Se curăță totul. Doare? Sărim pe suprafețe, toate suprafețele, astfel încât să avem din ficut mai curat și să îndepărtăm toți microbii. Acum am terminat cu airflow-ul, cu acea ansă și vom schimba. O să am nevoie de o ansă de detașat, care o voi asambla aici și vom începe detartrajul propriu-zis. Însă
această etapă să dureze foarte puțin, deoarece noi cu ajutorul airflow-ului am înmuiat toată placa bacteriană și tatru și am îndepărtat, cam majoritatea tatrului l-am îndepărtat. Iar acum doar venim sub șanțurile gingivale și mai îndepărtăm ce a mai rămas de acolo. Cât de importantă este această procedură în salvarea dinților? Gata. Din punctul meu de vedere, este cea mai importantă procedură înainte de orice altă procedură. Deci, de după spălarea dinților, tipul acesta de igienizare salvează dantura, da? Salvează în proporție de 80%. Asta înseamnă o prevenție până la urmă, da? Da? Și se face aici în clinica Unident din Brașov. Aș vrea să știu ce reguli trebuie să respecte pacienții acasă după astfel de igienizare. Eu recomand pacienților noștri, în primul rând, să schimbe periuța de dinți, ca să nu venim cu microbi din mediul anterior. Ulterior, trebuie să aibă o igienă cât mai bună, și anume, contează foarte mult tehnica de periaj pe care o abordează. Noi facem și instructajul. Așa, ulterior să folosească periuțe interdentare, deoarece spațiile interdentare sunt foarte greu de curățat. Și atunci venim noi și ajutăm în acest sens. Sau se mai poate folosi ață interdentară și apa de gură. Chiar odată la 6 luni să ne viziteze. Mulțumesc, doamna doctor, pentru sfaturile de astăzi și pentru ceea ce ne-ați arătat până acum în emisiune. Cu mare drag, să fie de folos. Zi frumoasă! Tot în clinica Unident am întâlnit-o și pe Mădălina Soci, cea care este managerul clinicii Unident și totodată medic stomatolog. Bine te-am găsit și aș vrea să povestim un pic despre procedura Fast and Fix It, adică dinții în 24 de ore, toți dinții în gură în 24 de ore. Și ne uităm aici pe o radiografie, da? Da. Și vedem că aici chiar este necesară această procedură. Să vedem cineva care vine în cabinet cu câțiva dinți în gură, e nevoie de extracție și totodată e nevoie și de implant. În cât timp se poate realiza procedura aici? În acest caz, procedura s-a realizat în 24 de ore. Pacienta noastră având probleme destul de grave, dentare, s-au propus extracțiile dinților și a resturilor radiculare, dinții fiind cu o parodontoză avansată. Una dintre cauzele principale pentru Fast and Fix este parodontoza. Indicația Fast and Fix survine în urma unor probleme parodontale grave, stadiu chiar 3, un stadiu avansat al parodontozei. Pacienta a beneficiat de dantură fixă în 24 de ore, proteza fiind una provizorie în primă fază, după 6 luni de zile, în cazul ei beneficiind de o proteză fixă definitivă. În cazul anumitor pacienți care vin chiar redentați total, practic în stomatologie, funcția dinților întreține țesuturile, cum ar fi țesutul osos,
Motiv pentru care este indicat că atunci când facem o extracție dentară sau când începem să ne pierdem dinții, să apelăm la medicul stomatolog pentru a înlocui acești dinți lipsă cu implanturi. Tehnica Fast and Fix presupune 6 implanturi pe maxilar și 4 implanturi pe mandibulă, încărcarea lor fiind, a implanturilor fiind imediată. Deci, practic, pacientul beneficiază în 24 de ore de proteza provizorie și are o dantură fixă cu virgulă care poate zâmbi și poate să-și reia viața de zi cu zi. Sunt foarte mulți pacienți care renunță la proteza de odinioară, da? Că s-a făcut saltul acesta tehnologic, practic, în stomatologie, de la proteza de odinioară, pe care o știm noi în paharul bunicii, cea clasică, da? S-a ajuns la acești dinți fixi și în 24 de ore, da? Sunt persoane care renunță la proteza mobilă pentru tipul acesta de implant? Da, sunt persoane care renunță la proteza mobilă pentru tipul acesta de implanturi, pentru că această manoperă de fast and fixed sau all on six, all on four, așa mai departe, este o manoperă care, prin definiție, ușurează cumva situația pacienților, pentru că ea a fost inventată pentru a nu mai face sinus lift. Asta însemnând că atunci când avem pacienți care, nu știu, trebuie să plece, au zboruri, au nevoie de dantura aceasta fixă în timp foarte scurt, noi putem ajuta cu această procedură. Și atunci, da, avem pacienți care vin chiar din străinătate să-și facă acest tip de proteză fixă, pentru că își pot relua activitatea, pot zbura imediat, deci cumva e un proces mult mai ușor și pentru pacient și cumva dinții aceștia au garanția că vor rămâne acolo poate chiar pentru toată viața dacă se prezintă la controlele de odinioară, la igienizări și așa mai departe. Care este perioada de recuperare după o astfel de procedură? Perioada de recuperare este mult mai scurtă, tocmai pentru că nu mai trebuie intervenit asupra sinusurilor, deși există cazul în care este necesară augmentarea osoasă. Practic, perioada de recuperare este de câteva zile. Într-adevăr, există pacienți la care recuperarea este puțin mai grea, dar depinde foarte mult de fiecare individ, că până la urmă de asta suntem indivizi, că fiecare are e individual, are felul său de a se reface după intervenție, dar cred că undeva în 3-4 zile pacienții sunt ca și cum erau înainte, deci nu mai sunt dureri. Tehnologia noastră ne permite să facem și un tratament, o terapie a durerii post-intervențională și asta înseamnă că pacientul se prezintă în fiecare zi post-intervenție în clinica noastră pentru un tratament cu laser care ajută la regenerarea țesuturilor mult mai rapid decât în cazul în care nu s-ar face această procedură. Mai întâlniți tineri, să zicem, care au trecut de 30 de ani și au nevoie de procedura aceasta fast and fix pentru că nu mai sunt cabinetele stomatologice în școli, nu se mai face prevenția cum se făcea înainte, acum se face în cabinetul stomatologic prevenția. Întâlniți oameni care au probleme grave din tinerețe? Da, majoritatea pacienților care ajung la o astfel de situație practic nu prea au avut grijă de sănătatea orală încă din tinerețe și există cazuri în care, da, și pacienți tineri, poate 20-30 de ani, au probleme parodontale sau fracturi sau resturi radiculare de care nu s-au îngrijit și atunci ajung în această situație. Protocolul pe care noi îl recomandăm dacă este o urgență în a avea o protezare fixă, recomandăm intervenția cu fast and fixed, dar avem un amendament ca în cazul pacienților mai tineri de 50-60 de ani, în cazul în care dispun de finanțe, în timp să-și mai adauge 1-2 implanturi pe fiecare hemiarcadă pentru a avea o masticație mai bună, o mușcătură corectă
și cumva la pacienții mai tineri este situația puțin diferită de cei mai în vârstă. Știu că puteți ajuta foarte bine și pacienții care au anxietate de stomatolog, teama de stomatolog. Aveți aici în clinica Unident, practic sunteți primele acreditate pe departament ATI, în timp ce pacientul doarme și este supravegheat de un medic anestezist, îi faceți implanturile sau procedurile necesare în cabinetul stomatologic. Da. Suntem într-adevăr primii avizați ATI. Din punctul acesta de vedere, am redus foarte mult anxietatea pacienților, pentru că ne loveam foarte mult de acest aspect. Erau pacienți care veneau și ne spuneau că au frică de stomatolog și că de aceea nu au intervenit asupra dinților până atunci și nu s-au adresat medicului stomatolog pentru că le era frică. Atunci, această intervenție asociată intervenției chirurgicale de analgosedare ne-a ajutat foarte tare. Practic, analgosedarea este primul pas din anestezia generală, o stare de inconștiență, dar practic totuși pacientul cooperează cu noi. Este o inconștiență doar la nivel neuronal, să spun așa. Practic nu simte durere. Nu simte durere. Bineînțeles că se face și anestezie totodată, deci nu doar analgosedarea ajută, ci se face și anestezia clasică, să spun așa, dar ajută foarte mult în anxietate, deoarece pacientul după intervenție nu-și mai amintește nimic. E ca și cum ar dormi și se trezește cu implanturile deja puse. Deci este un atut foarte mare pentru noi și pentru pacienți, în primul rând. Este un salt tehnologic care s-a făcut și aici. Da, exact. Este un salt tehnologic pe care noi îl apreciem și ne ajută foarte tare. Și îl aveți aici, în clinică. Da, îl avem aici, în clinică. Aici este locul în care frica de dentist a dispărut și pacientul este în siguranță. Am văzut că aveți un robot pentru copii. Mă gândesc că și copiii au loc aici în clinica stomatologică, da, vă puteți ocupa și de ei, mai ales că aveți acest roboțel care este unic în România, care ajută la prevenție. Da, roboțelul nostru este mascota noastră, să zic așa, este chiar prietenul copiilor. Cumva, încă de când îl cunosc pe Pepper, începe ușor-ușor să le dispară frica. Tratăm chiar și chirurgical, adică această analgosedare combinată cu Pepper și combinată cu competențele medicilor pe care noi avem, ne ajută să tratăm chiar și copii cu deficiențe, cum ar fi cei cu autism, cu ADHD și așa mai departe. Și cumva, toate coroborate, ne ajută să tratăm absolut toate tipurile de pacienți cu diverse afecțiuni, chiar și pacienții oncologici beneficiază de tratamente în cadrul clinicilor noastre. Și aici o să mă refer puțin și la partea chirurgicală, pentru că ne întâlnim des cu întrebarea aceasta dacă pacienții oncologici pot beneficia de tratamente stomatologice. Pacienții care au făcut chimioterapie, da. Unii dintre ei au retracții gingivale, au nevoie poate de adiție osoasă în diverse situații, deci da. Reușiți să-i ajutați și pe ei. Îi reușim să-i ajutăm și pe ei, într-adevăr este cumva un efort comun între medicul stomatolog, medicul oncolog, pentru că trebuie să existe o comunicare între cei doi și reușim să-i tratăm în urma unor analize mai complexe decât în cazul pacienților care sunt perfect sănătoși, dar da, pot beneficia de tratamente stomatologice și acești pacienți și avem pacienți pentru de toate tipurile, adică și cu probleme mai grave și cu probleme mai puțin grave, dar important este că în 24 de ore poți avea dinți perfecți, poți zbura oriunde, de aici din cabinetul Unident, poți pleca acasă, poți veni în România să faci lucrul acesta. Deci, practic, în 24 de ore poți avea un zâmbet perfect. În 24 de ore poți avea un zâmbet perfect. Noi ne bazăm foarte tare pe investigațiile radiologice, în special pe CBCT-uri. În general, protocolul nostru, acesta este, noi nu consultăm doar pe partea de OPT, ci CBCT-ul este sfânt, să zic așa. Ce înseamnă? Este tomografia maxilară și mandibulară, cu sinusuri maxilare și cu canalul mandibular, tocmai pentru a evita erorile medicale.
care se pot produce. De exemplu, un implant pe care l-ai putea pune în mandibulă, să-l inserezi în mandibulă, dacă nu efectuezi niște măsurători înainte, ca să vezi care poate fi lungimea maximă a acelui implant, ce fel de tehnică de augmentare osoasă trebuie să folosești, laterală, verticală, ce fel de țesut osos să ai, adică cumva investigația radiologică CBCT ne ajută să avem o viziune 3D asupra gurii pacienților noștri și atunci evităm orice eroare medicală din start. Deci facem totul dinainte, măsurător și tot ceea ce presupune. Văd că sunteți o echipă tânără, da, dar extrem de eficientă și de dotată aici în clinică. Da, suntem o echipă tânără, suntem medici dedicați pacienților noștri. Ne bucură că pacienții noștri vin și revin, ne recomandă și am observat așa de când s-a deschis aeroportul din Brașov că ni se adresează și pacienți străini destul de mulți care tocmai pentru acest tratament cu Fast and Fix, pentru că pot zbura în scurt timp și au la, nu știu, la dispoziție o săptămână așa timp de manevră pentru intervenția chirurgicală și, așa cum am spus, terapia durerii. Vin să-și facă această procedură, pleacă, rămânem în legătură. Noi avem serviciile pe care noi le oferim stomatologii și avem colaboratori în străinătate și în cazul în care, nu știu, trebuie să se prezinte la consultații, la igienizări și așa mai departe, o pot face în țările de unde vin. Cum se întreține această dantură, aceste implanturi care se pot așeza în gura pacientului în 24 de ore? Întreținerea este, în primul rând, schimbarea obiceiului, pentru că în momentul în care ajungi într-o situație atât de complicată și ai nevoie de implanturi dentare, adică practic trebuie să facem extracții pentru toți dinții sau vie dentat total la medicul stomatolog, atunci e clar că e vorba despre un obicei prost al pacienților și de multe ori asta e lupta cea mai mare, să încerci să schimbi obiceiul, să le zic că durează cam 2 ani de zile să schimbi un obicei. Și atunci e o muncă comună. Pacientul trebuie să înțeleagă că el beneficiază de aceste implanturi și de tehnologia pe care noi o avem aici, dar este și un efort din partea lui de a se prezenta la igienizări, la consultații. Practic, trebuie să devină un parteneriat pe viață între medicul stomatolog și pacient, ca lucrurile să funcționeze de la momentul operației pe viață. Deci nu mergem pe ideea că dacă ai implanturi așezate în gura ta în 24 de ore sau fațete, nu te mai speli pe dinți. Nu, în niciun caz, nu. Deci, practic, da, este un parteneriat pe viață între medicul stomatolog și așa ar trebui să fie. Practic, stomatologia face parte din medicina generală și așa cum mergi să-ți faci analize anuale, așa ar trebui să vii la stomatolog o dată la 3 luni, în cazul pacienților care, nu știu, au o salivă mai abundentă, care au, nu știu, în momentul în care încep să sângereze gingiile, spre exemplu, sau încep să capete o culoare violet, ar trebui să reprezinte un semn de întrebare pentru pacient să se prezinte în cabinet, pentru că înseamnă că începe să aibă o gingivită care se poate transforma într-o parodontoză, care poate conduce în timp și de multe ori nu este un timp foarte îndelungat la probleme atât de grave încât să trebuiască să fie extrași acei dinți și deși ei sunt frumoși, ligamentele care leagă dinții cumva de os, ca să nu devin foarte, foarte tehnică, practic ele cedează și dinții o să vină pacientul la igienizare și o să zic că am avut parte de un detartraj și dinții au început să se miște. Realitatea este că detartrajul se face și sub gingival și atunci, da, atunci când scoți startul de acolo, încep dinții să se miște și să îți dai seama că de fapt tu ai o parodontoză destul de avansată și deși noi avem tehnici laser care ajută cumva să mai încetinim acest proces, odată ce ai ajuns acolo, de multe ori nu prea mai ai ce să faci și ajungi la extracție. Deci ajungi la implanturi și practic de aici începe joaca, să zic așa, pentru că trebuie să te prezinți la stomatolog apoi destul de des. Este parodontoza boala secolului nostru? Da, este boala secolului nostru, parodontoza, pentru că, din păcate, cel puțin în România, profilaxia nu este la nivelul la care este în alte țări. Noi avem evenimente prin care
conștientizăm pacienții și încercăm să îi invităm în cabinetul nostru și să le propunem igienizarea și să le explicăm valoarea ei. Încercăm să facem tot posibilul să conștientizăm pe toată lumea. Noi zicem că ne facem treaba bine, dar procentual, cu siguranță, în România sunt foarte mulți pacienți care încă nici nu au auzit de igienizare, de medicul stomatolog și ar fi bine să ia în considerare că ar trebui măcar o dată în viață să facă o vizită stomatologului și să vadă mai departe ce probleme au sau ce probleme pot surveni.